În blocurile din Giurgiu au apărut în ultimii ani tot mai multe centrale de încălzire pe gaze, iar interesul giurgiuvenilor pentru acestea a fost determinat atât de autonomia pe care ele o oferă, cât și de faptul că scad considerabil cheltuielile cu încălzirea. Prin comparație, costurile suportate în cazul încălzirii prin operatorul local de distribuție a energiei termice sunt uneori și de două ori mai mari. Dacă comparăm prețurile de facturare ale energiei termice rezultate de la operatorul local de energie termică și prețul energiei termice obținute din aderea gazului printr-o centrală termică murală, rezultă clar faptul că printr-o centrală termică murală costurile sunt mai mici decât cele de la energia termică de la rețeaua de termoficare. Inclusiv de aici mai avem de făcut o mențiune că o centrală termică poate să-mi producă și apa caldă menajeră necesară într-o gospodărie. Pentru un apartament de 3 camere, că astea sunt apartamentele medii în Giurgiu sau chiar și 2 camere, costul este între 200 și 300 de lei pe instalație de gaz, iar pentru termoficare sare de 300, poate să ajungă și la 400-500, din informațiile pe care am ajuns la unele apartamente chiar 700-800 de lei. Prin urmare, centralele termice sunt căutate în continuare de giurgiuveni, chiar dacă investiția inițială pentru achiziționarea și instalarea lor este destul de serioasă. Numai că factura lunară pentru încălzire este cu circa 50% mai mică, în condițiile în care ea include costuri și pentru apa caldă și pentru consumul de la aragaz. În plus, și factura la energie electrică este mai mică, fiindcă boilerul electric nu mai este necesar.